Dragii mei frați și prieteni, sunt atât de fericit că suntem din nou în acest cadru binecuvântat de Dumnezeu și acoperit de făgăduința prezenței Lui, că acolo unde ne adunăm, cum ne-am adunat noi acum pe ecran sau online sau într-o biserică, dar când ne adunăm în locul acesta pentru a cunoaște, pentru a înțelege, a primi lumina de la Dumnezeu, avem promisiunea aceasta de nepriceput. Eu voi fi în mijlocul vostru. Aceasta este făgăduința împrejurării acesteia în care venim înaintea lui Dumnezeu să cerem să ne învețe căile Lui. Cu această ocazie, sub călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, vom învăța diferența dintre adevărata credință și credința neadevărată. Lucrul acesta ar trebui să constituie pentru noi tema cercetării noastre stăruitoare, pentru că diavolul nu este un înger negru, așa cum s-a spus, ci se preface într-un înger de lumină care nu poate fi distins decât dacă Dumnezeu îți dă lumină. Credința adevărată față de contrafacerea credinței este atât de apropiată încât nu se poate distinge decât dacă ochii sunt unși de Duhul lui Dumnezeu, atunci se poate vedea. Și să trecem la elementele practice. Sunt manifestări în viața noastră care constituie niște semne favorabile în direcția credinței, adică văd semne, cum am vedea, spre exemplu, atmosfera încărcată, zicem, e semn de ploaie. Bun, acum noi avem credem în cuvântul lui Dumnezeu și ne uităm tot timpul, chiar însetați, înfometați, după niște semne care să confirme că se va întâmpla așa. Deci e semn bun, înseamnă că urmează, e foarte aproape, ne gândim noi la lucrul acesta. Și sunt situații în care apar semne favorabile în direcția credinței. Sunt alte situații în care nu apar niciun fel de semne. Ce facem în cazul acesta? Sunt alte situații, zâmbesc pentru că eram în avion și un copil din Republica Moldova care călătorea, zbura spre Londra, a stat lângă mine și când a văzut că am intrat în nori, s-a uitat așa foarte înspăimântat la mine. Era prima dată când zbura el cu avionul, s-a uitat înspăimântat la mine și a zis: ăsta de unde m-a chicat? Zic, o chicat de undeva. Dar acum cum mai conduce ăștia avionul? Că nu se vede. Și așa este. Nu, vine o situație în care nu apar aceste semne favorabile credinței noastre. Dar vine una și mai groaznică, în care apar niște semne contrarii credinței noastre. Când vedem că ne este distrusă, pur și simplu, orice fel de încredere, dacă până aici s-a ajuns, nu mai are sens. Luăm mâinile, ne despărțim de nădejde, de speranță, pentru că nu mai are rost. Și sunt câteva cazuri asupra cărora vom veni pe parcursul acesta. Iubiți mei, credința nu este însoțită de semne. Ele sunt manifestări care uneori sunt prezente, alteori sunt absente, iar alteori sunt contrazise, semnele. Adevărata credință are un singur semn și ea de semnul acesta se prinde, și anume semnul pe care l-a declarat Simeon când a binecuvântat pe Maria, când a zis Mariei binecuvântarea cu privire la copilul Iisus. Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Deci nu vorbim de semne, pentru că acestea sunt uneori favorabile, alteori sunt defavorabile, alteori lipsesc. Nu vorbim de semne, vorbim de semnul acesta. Iisus este semnul credinței. De El trebuie să prindem și să ancorăm credința noastră. Nu că mari oameni ai credinței ar fi fost scutiți
de ispita aceasta de a se prinde de semne, de probe materiale, dar nu am nimic de care să mă agăț. Ia, nu ai nimic, dar nu ai pe nimeni de care să te agăți. Prima reacție a ucenicilor. Păi nu avem de ce să ne agățăm, nu avem decât 5 pâini și 2 pești. De unde să ancorăm credința? Ce ar fi să ancorați de mine, fiind aici cu voi? Oh, imaginați-vă trezirea din acest coșmar al spiritului, în care tindem să ne agățăm de ceva la tot pasul, dar nu știu ce se întâmplă, că ratăm ancorarea în stânca veacurilor în Domnul Hristos. El îi spune lui Abraham în Genesa, capitolul 15, eu sunt scutul tău, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Aceasta spune Domnul. Bine, bine, dar ce-mi vei da? Că uite, mor și nu am moștenitori. Mi-a promis Dumnezeu de când am plecat din Haran, mi-a promis că mă va face un neam mare și toate semințile pământului vor fi binecuvântate în sămânța mea, și acum eu mor și eu nu am niciun fel. Iată că mor și nu am. În Genesa, capitolul 15, versetul 2. Era un semn care contrazicea cumva făgăduința lui Dumnezeu. Dar, iubiții mei, nimic mai departe de adevăr. Dumnezeu nu depinde de aceste semne. Și noi, credința noastră nu trebuie să depindă de aceste semne, ci de tine, Doamne, de tine, de cuvântul pe care mi l-ai dat. Vine un vecin, băi, Abrame, tu nu vezi că ai 99 de ani, tu nu vezi, băiete, că mor mâine, păi mine, ți-ai cumpărat loc de veci, ai făcut ceva asta, știți cum vorbesc oamenii. Și Abraham spune, nu se va întâmpla așa ceva, pentru că este dată făgăduința că voi avea un copil al meu propriu și că neamul care se va naște din el va fi o binecuvântare pentru toată planeta. Măi, moșule, mai gândește-te la lucrul acesta. Nu, aceasta e făgăduința. Iubiții mei, Biblia spune atât de profund de definiția credinței, adevăratei credințe care nu depinde de semne și care nu se clatine în fața semnelor contrare, care nu disperă în absența semnelor. Definiția pe care o găsim în Romani, capitolul 4, versetul 18. Să ascultăm cu mare atenție. Nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Păi dacă nădăjduiesc pentru că am semne favorabile, e semn că se merge în direcția aceasta. Eu cred în semne în cazul acesta. Ele sunt inspirația mea și puterea mea de a crede. Dacă nu mai văd semne, a spus Iisus, nu mai vede semne și minuni, din clipa aceea credința a murit. Pentru lucrul acesta suntem chemați să adoptăm credința Domnului nostru Iisus Hristos, care nu a depins niciodată de semne în legătura Lui cu Tatăl. Niciodată. În legătura Lui cu planul Lui Dumnezeu, cu făgăduința Lui Dumnezeu. Și la aceasta suntem noi chemați. Noi nu suntem chemați să depindem de semne, ci de singurul semn. El va fi semn. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, a crezut El. Aceasta este credința adevărată. Acesta este tatăl multor neamuri și noi suntem fiii lui cu acest fel de credință care nu depinde de semne, ci care ajunge să nădăjduiască chiar împotriva acestor semne. După cum i se spusese lui, așa va fi sămânța ta, el a ancorat în această făgăduință. A avut alunecări, a avut oscilații, este foarte adevărat. Când s-a împlinit făgăduința aceasta și s-a împlinit, pentru că Dumnezeu spune, eu veghez asupra cuvântului meu, odată dat cuvântul meu, poate să treacă cerurile și pământul, cuvântul meu nu va trece. Eu veghez să-l împlinesc. Odată împlinită făgăduința aceasta, el se desparte de orice fel de ceva, inclusiv de fiul care i-a fost dat și se ancorează în Dumnezeu. Ia-l și dă-l acum, pe fiul tău. Păi, dar nu e el toată speranța, nu depinde de el, în el vei avea o sămânță. Dacă, nu, eu depind de cuvântul lui Dumnezeu și spune Epistola către Evrei, capitolul 11. El a ancorat credința în Dumnezeu și în fața acestui contrasemn prin care Isaac urma să moară, Abraham spune, nu, eu
știu că Dumnezeu și din morți îl poate întoarce, poate face orice. Vină moartea, vină viața, răstoarne-se pământul, munții în inima mărilor. Cuvântul lui Dumnezeu este dat pe veci. Niciodată nu se va clătina acest cuvânt. La acest fel de credință suntem chemați noi. Și o să urmărim două mari exemple, ar fi foarte multe de urmărit, vă îndemn din suflet, faceți ce am făcut eu. Am un imens material adunat aici, mi-a hrănit sufletul când am văzut în ce fel este întărită credința noastră. Nu semnele favorabile întăresc credința, slăbesc credința, ne legăm de ceva, dacă nu apare semnul, gata, înseamnă că nu este nimic. Nu semnele favorabile întăresc credința, ele slăbesc credința. Semnele nefavorabile, adică împotriva nădejdii, semnele acestea mă obligă și mă cheamă la o treaptă mai înaltă în credință. Ați observat ce s-a întâmplat cu Iair? El a venit, a invitat pe Mântuitorul, i-a spus, gata, mergem. Și a pornit, a apărut femeia aceasta cu scurgerea de sânge și... numai asta nu ne lipsea, asta ne trebuie acum. Fiecare clipă îi atrage să moară, știi ce înseamnă asta? Minute și nu mai poate omul bate cu piciorul în pământ. Doamne, asta ne trebuie acum. Când însă se produce vindecarea femeii acesteia, Iair atinge o nouă treaptă de credință în călătoria lui cu Domnul și atingerea acestei trepte a credinței îl pregătește pe el pentru mesajul care l-au adus oamenii de acasă. Nu mai necăji pe învățătorul că a murit deja fata. Nu mai este cazul. Adică nu era legat de ceva, că încă mai trăia. Acum dacă nu mai suflă, din clipa aceasta s-a terminat. Iisus îl privește și spune, nu te teme, crede numai. Niciodată el n-ar fi rămas în credință dacă nu se întâmpla beleaua asta cu femeia care a avut problema aceasta. El nu știa că nu este împotriva lui, ci este pentru el acest lucru. Dar vom merge la două exemple magnifice, aș spune, din cuvântul lui Dumnezeu. Unul este cel asupra căruia nu mă pot sătura sufletește să mă opresc continuu, pentru că este dialogul credinței din viața noastră. Iubiții mei, să mergem la David și Abigail din nou. Nu se sfârșește izvorul acesta, curge zglobiu, continuu, plin de lumină. Acolo este o ilustrație a vieții Domnului Iisus Hristos și sunt lucruri de neimaginat. Mergem la David. El spune așa în 1 Samuel 27:1. Au zis cuvânt la el. David este deci uns de Samuel. Dumnezeu i-a încredințat împărăția lui Israel. Problema este că de atunci, de când a fost uns până când a ajuns pe tronul lui Israel, a trecut ceva timp și semnele care s-au petrecut atunci nu au fost favorabile. Nu. Dacă mergea prin fiecare oraș și sat și l-aclama lumea binecuvântată, cel ce vine în numele Domnului, astea erau favorabile, voi să știi că se împlinește. Dar acum când te vezi urmărit ca de o fiară sălbatică, fără scăpare, urmărit de Saul în deșert, mii de oameni puși pe picior de război, trădători într-o parte în alta, astea semne defavorabile. Îi intrăm peșteră peste ei. Asta e sfârșitul, gata, de aici nu mai scăpăm. Ei erau în fundul peșterii, armata a intrat acolo și să doarmă acolo noapte. Asta este sfârșitul. Nu poate veni sfârșitul și uite de ce nu poate veni. Tu ești uns pentru împărăția lui Dumnezeu. E adevărat că sunt niște încercări grele ale credinței, sunt niște semne contrare așteptărilor tale. Așa este, dar ce? Noi suntem ancorați de semnul lui Dumnezeu, care este Mântuitorul nostru Hristos Iisus, de cuvântul tău ancorând, Doamne, nu de faptul că a intrat Saul peste noi în peșteră, nu de faptul că ne urmărește în jurul muntelui, nu de faptul că locuitorii cetății ne vor trăda, dar toate aceste lucruri luptă să erodeze și să distrugă credința noastră. De aceea i-a spus Iisus lui Petru, m-am rugat să nu se piardă credința ta, pentru că tu ai să comiți o faptă atât de urâtă și nu o să te poți ierta singur, riscând să-ți pierzi credința din cauza neiertării tale. Ești legat de semne, deci ești legat de cine ești, de reputația ta, de poziție. Când toate astea vor fi distruse, te clatini, ești gata să-ți pierzi credința. M-am rugat să nu se piardă credința ta și
Nu a fost vreun consiliu care a reabilitat pe Petru, nicăieri Iisus a fost semnul. S-a uitat la el, acesta era semnul. Din clipa aceea a fost câștigat. Acestea însă nu trec prin viață. Semnele acestea contrare credinței nu trec prin viața noastră sau noi prin ele fără să lase urme. Așa se face că în 1 Samuel 27:1 David spune: într-o zi voi muri ucis de mâna lui Saul. Cum adică vei muri ucis? Păi unde este ungerea? Unde e împărăția? Unde sunt făgăduințele? Doamne! Păi știi ce, despre ce e vorba aici? N-ar fi vorba de moartea ta. Ar fi vorba de prăbușirea numelui lui Dumnezeu. Ai observat că Moise, când a auzit de nimicirea lui Israel, a spus: nu despre asta e vorba. E vorba de numele tău. Aici este, deci, dacă sunt adevărate cuvintele pe care le spui tu acum în deznădejde, într-o zi voi muri ucis de mâna lui Saul. Dacă e adevărat lucrul acesta, s-a prăbușit tot ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu și făgăduința lui Dumnezeu. Haideți acum să vedem partea frumoasă și luminoasă. Vine acest înger al lui Dumnezeu, acest mesager al Duhului Sfânt, Abigail. Apare înaintea lui, așa cum și pe calea noastră apar niște mijloace prin care credința ne este întărită. Iisus a fost întărit de îngeri în grădina Ghețeman și în pustie, și apare și în viața noastră cineva, cumva, undeva, care ne dă un suflu de speranță, ne înflăcărează credința care era gata, pâlpâia și gata să piară. Într-o zi voi muri ucis de mâna lui Saul. Ia să vedem ce crede Abigail despre faptul că va muri ucis de mâna lui Saul. În 1 Samuel, capitolul 25, versetul 28. Ea începe spunând așa: Domnul va face domnului meu o casă trainică. Pe unde casă trainică? Dacă mă omoară omul ăsta nebun și cu armata, și ce pot să fac? Ce casă trainică? Abigail spune: ai uitat ce a promis Dumnezeu? Nu se poate. Da, tu nu vezi armata. Eu văd, dar eu nu cred. Eu nu cred, nu mă ghidez după semnele acestea de împotrivitoare, ci nădăjduiesc împotriva acestor semne împotrivitoare. Domnul va face o casă trainică domnului meu. Mai departe, niciodată nu va fi răutate în tine. Nu se poate, eu văd în mine altă legiune. Nu, asta este promisiunea lui Dumnezeu. Îți va da o inimă după inima lui Dumnezeu. Tocmai în momentul în care el era înfuriat de moarte, era gata să verse sânge. Abigail nu se ocupă de manifestarea aceasta, ci de izvorul ei, de unde vine patima aceasta în el, de vrea să șteargă până la ziua toată casa lui Nabal, vrea să-și distrugă recordul vieții, o să intre în istoria lui crima aceasta cumplită, murdară. De unde vine? Din faptul că și-a pierdut nădejdea în promisiunea lui Dumnezeu. E uitată, într-o zi voi muri de mâna lui Saul, spune el. Continuă Abigail și aduce argument după argument. Dacă ești urmărit, dar fii atent, nu uita lucrul acesta. Sufletul domnului meu este legat în mănânchiul celor vii la Domnul, nu la Saul. Noi nu ne uităm acolo. Este legat acolo. Ea era legată de semnul care îl constituie Domnul nostru Iisus Hristos. Cu privire la vrăjmașii tăi, vor fi trași cu praștia. Nu se întâmplă. Da, dar ce pot să fac eu un purice împotriva? Păi vorba de tine? La Domnul Dumnezeul nostru. Aici este vorba. Și continuă ea în versetul 30. Fiți atenți aici, iubiții mei, este: când va face Domnul, Domnului meu, tot binele pe care îl a făgăduit. Tot! Vei avea casă. O casă trainică. Va merge până la Iisus. Iisus va fi din seminția lui David. Iubiții mei, lucrurile acestea sunt un arc peste timp, asupra căruia când meditezi, amețești. Afară de ancorarea în Dumnezeu, El este semnul de care ne prindem credința, nu rămâne un rezem. În condițiile acelea să vorbești despre
tot binele pe care l-a promis, l-a făgăduit Dumnezeu, tot, adică nu cade niciun cuvânt la pământ, și te va pune mai mare peste Israel. Pe mine, păi eu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să mă duc la oamenii ăștia, la vecini, să mă scape, că într-o zi mor de mâna. Nu, fii atent, Dumnezeu va împlini față de tine tot binele care ți l-a promis. Da, sunt numai semne contrare în fiecare zi. Văd numai împotrivă. Păi nădăjduim împotriva oricărei nădejde. Atunci tu vei ajunge, oricum, dacă tu te lași tulburat de deznădejdea aceasta, planul lui Dumnezeu nu se va împiedica în aceasta, dar tu vei suferi. Tu vei ajunge acolo unde a spus Dumnezeu, cuvântul lui nu cade la pământ, numai că în ziua aceea te va durea inima. Și dacă tu cu adevărat crezi că Dumnezeu va împlini pentru tine tot binele care ți l-a promis, nu mai face niciun pas în direcția aceasta, pentru că lucrările lui Dumnezeu, care sunt asupra ta, sunt de așa natură încât incidentul acesta este absolut nimic. El spune, binecuvântată să fie înțelepciunea ta, Dumnezeu te-a scos înaintea mea, acum înțeleg. Pierduse speranța din cauza aceasta. De ce ajungem să ne certăm? De ce ajungem să urâm oameni? De ce ajungem să ne dreptățim, să furăm, să mințim, să ne dedăm la niște lucruri care n-au nicio legătură? De ce? Am pierdut speranța că într-o zi nu va fi răutate în sufletul nostru. A, nu cred, văd în mine alte lege, lumea e altă, nu poți să trăiești în ziua de astăzi dacă nu. Din cauza că am pierdut speranța aceasta. Și am pierdut-o pentru că de cele mai multe ori am văzut semne defavorabile credinței și acestea au erodat încrederea noastră în Dumnezeu datorită faptului că noi am ancorat în ceva, în aceste lucruri văzute. No, credința se prinde, nu umblăm prin vedere, prin ce vedem. Credința se prinde de ceea ce nu se vede. Și haideți să ne grăbim acum la cel de-al doilea mare exemplu și nu se va sfârși niciodată izvorul acesta al cuvântului Dumnezeu. Haideți, mergem în fapte 27-22. Ne găsim într-o furtună atât de cumplită încât de 2 săptămâni oamenii nu poate să înghită, nu poate să mănânce nimic, să luptă cu moartea zi și noapte, sunt aruncați ca o coajă pe valuri cumplite de 2 săptămâni, este situația aceasta. Au aruncat toată încărcătura corăbii, au aruncat în mare catastrofă, nu mai zice nimeni nimic de ce s-a pierdut, ce s-a nenorocit, toate erau evitabile, nu mai zice nimeni nimic, problema e că ne pierdem viața și sigur, uite acum la următorul val, gata, acum se ridică, acum din clipă în clipă. În mijlocul acestei situații, în mijlocul furtunii, în timpul furtunii, nu după ce a trecut, nici într-un moment de liniște, nu, în timpul furtunii acelea zbuciumate, cumplite, în fapte 27, versetul 22, Pavel Apostolul se adresează acestor disperați, acestor oameni și îi solicită să creadă împotriva semnelor care se petrec acolo. Semnele arătau clar că sfârșitul este aproape. Semnele arătau și lui Iov că sfârșitul lui este aproape. Semnele arătau arău peste tot. Semnele acestea arătau lui Iosif că visele lui Dumnezeu nu se vor, visul lui Dumnezeu cu el nu se va împlini niciodată. Ce să înțeleg din ce mi se întâmplă decât că nu se va împlini niciodată? Adică sunt împotrivitoare, sunt semne împotrivitoare credinței. Dar adevărata credință ancorată în Domnul Iisus Hristos capătă această energie, această putere de a nădăjdui împotriva acestor semne contrare. De aceea Pavel spune, vă sfătuiesc să fiți cu voie bună. Voie bună pe timpul furtunii ăștia, mai pozitivistule, mai omule cu astea, cu pozitive. Fiți cu voie bună pentru că, auziți cuvânt, niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Adică se face praf corabia aceasta în care suntem într-adevăr, dar nu voi. Niciunul din voi nu va pieri.
Cum poți să spui așa ceva în timpul furtunii? În mijlocul zbuciumului erau aruncați în dreapta, în stânga, deci era ceva groaznic. Se ridicau valuri până la cer și corabia se ridica pe val și acum se răstoarnă și se scufundă. N-au fiți cu voie bună. Dar ce motiv am avea? Trebuie să-ți pierzi mintea ca să zâmbești într-o situație de felul acesta. Și el aduce argumentul. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu, și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, să nu mă tem de așa furtună? Bine, dacă tu spui, n-am să mă uit la furtună, nu mă uit la ce se întâmplă, am să mă uit la tine, Doamne, care îmi spui lucrul ăsta. Nu te teme, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Pe asta e la Roma, dar noi suntem în clocuț aici, ne amestecă cu pământul, cu nisipul. Tu trebuie să stai la Roma, să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit, ți-a făcut un mic cadou pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Toți, adică dacă murea unul, frate, înseamnă că nu s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, a schiopătat de lucrul acesta. Nu te teme. Pavel a ancorat în semnul, Iisus era semnul, a ancorat în el. Și pe motivul ăsta le spune oamenilor de acolo: fiți cu inimă bună că nu se întâmplă nimic. Deci finalul, am văzut finalul, finalul este că eu trebuie să ajung la Roma. Ori dacă lucrul ăsta este plănuit de Dumnezeu și este promis de Dumnezeu, împreună cu viața voastră a tuturor, n-are sens să discutăm de moarte. Fiți cu inimă bună, bucurați-vă că nu va fi altă pierdere decât a mașinii care ți-a lovit-o sau a corăbii sau a economiei și așa mai departe. Tu trebuie să stai. Dumnezeu ți-a dăruit. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă. Liniștiți-vă în timpul furtunii. Liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Iubiții mei, e diferență mare între credința adevărată și credința înșelătoare. Între credința omenească. Este o credință omenească. Văd semne favorabile și cred, așa este. Uite, e semn că se întâmplă așa ceva. Și credința Domnului nostru Iisus Hristos sau credința dumnezeiască, acea ancoră care pătrunde dincolo de perdeaua din templu și se prinde de cineva. Nu de templu, de nimic. Se prinde de cineva. Punctul cel mai important, spune Scriptura. Și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, spune Evrei 4:2, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Lucrul acesta e partea noastră. La aceasta suntem chemați. Cuvântul lui Dumnezeu a fost dat. Făgăduința vieții ne este dată. Făgăduința sănătății. Făgăduința prosperității. Făgăduința legată de familie, de casa noastră, de slujba noastră. Toate ne sunt date în cuvântul lui Dumnezeu, căutând credință în noi. Va găsi El credință în inima ta când îți dăruiește făgăduința Lui și planul Lui pentru viața ta. Va găsi El credință în tine și va găsi El credință pe pământ când va veni. Pavel îi spune lui Timotei: porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Nu este o luptă ușoară să crezi, să nădăjduiești împotriva nădejdii. Când crezi pe vreme bună, semne favorabile e una. Și când semnele vorbesc împotrivă, dar tu vei ancora în Dumnezeu care este același, în furtună sau pe soare sau pe vreme bună. Prin ele să te lupți lupta cea bună, se luptă toată lumea, dar una singură e lupta cea bună a credinței. O singură credință este adevărată. Nu cea care se ancorează de semne, ci cea care se ancorează de semn. El va fi un semn cu S mare. Să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Aceasta este Evanghelia aplicată credinței noastre. Tată Ceresc, te rugăm în numele Domnului Iisus să ne dai această credință care se prinde de semnul care e deasupra tuturor semnelor
Și fie că vor fi semne favorabile sau nu va fi niciun semn sau vor fi semne de împotrivire, fă, Doamne, ca niciodată încrederea noastră în Tine să nu se clatine. Ajută-ne să ancorăm nu în semne, ci în semnul care este deasupra tuturor semnelor și care ești Tu, Doamne Iisuse. Amin.